Ora 11, bună ziua! Nu avem autostrăzi, pe șosele se moare ca în război, iar polițiștii, când își lasă jos uniforma, izbucnesc în plâns. Băi, oameni buni, eu nu mai pot. Așa sună mărturisirea unui agent de poliție chemat la un accident de circulație pe un drum din Dobrogea, în care a murit o fetiță de 10 ani. Mărturia a fost preluată de purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Slotea, care confirmă dramele la care asistă pe drumurile țării agenții de poliție. Unde pune drumul cele mai mari dificultăți? Unde nu v-ați fi așteptat? În 2022, cele mai multe accidente rutiere au fost înregistrate pe șosele în linie dreaptă. 3134 de astfel de accidente, soldate cu 1129 de morți și 2377 de răniți. Prin comparație, în intersecție au avut loc doar 795 de accidente, în curbe 638, iar pe alte tipuri de drumuri 43 de accidente, în care au murit 33 de persoane. Emil Gătej, expert conducere defensivă, e alături de noi în platou. Îi mulțumesc foarte mult. Și ni se alătură, de asemenea, într-o legătură video, Cosmin Andreica de la Europol. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Andreica. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să rămânem la această mărturie absolut tulburătoare a doi dintre colegii dumneavoastră. În discuțiile pe care le au polițiștii între ei, se vorbește mult despre dramele pe care le întâlnesc pe șosele, agenții de la rutieră? Într-adevăr, este un subiect foarte delicat, care nu este tratat și abordat corespunzător de către instituția Poliției Române și a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru că există foarte multe situații cu impact emoțional, psihic, puternic asupra polițiștilor, care ulterior nu sunt tratate. Și vorbim aici, într-adevăr, despre situațiile colegilor de la Poliția Rutieră, care asistă de multe ori la imagini greu de suportat. Și vorbim despre bebeluși care au murit în accidente rutiere și a căror cadavre sunt împrăștiate pe șosele. Vorbim despre adevărate drame în care părțile vătămate, practic, victimele accidentelor agonizează până la sosirea ambulanțelor. Toate aceste imagini au un puternic impact asupra polițiștilor. Sigur, acest impact nu se resimte imediat. El poate să remită în timp efecte, însă este clar că vorbim despre situații traumatizante pentru colegii noștri care sunt nevoiți să intervină la astfel de evenimente, iar psihologii pe care avem în cadrul Ministerului Afacerilor Interne fac mult prea puține sau chiar deloc pentru aceste situații. Și, din păcate, vedem și decompensări ale colegilor noștri care se manifestă în consum de alcool, suiciduri, divorțuri și multe alte asemenea comportamente deviante care sunt sub o formă sau alta generate de ceea ce văd în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Tot în aceeași idee sunt și colegii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, dacă vreți, acele imagini cu pedofilia, cu diferite abuzuri sexuale, imagini pe care ei sunt nevoiți să le vadă pentru că trebuie să documenteze și să practic să întocmească acte de urmărire penală care vizează acele mijloace de probă. Deci da, vorbim într-adevăr despre un impact emoțional și psihic puternic pentru colegii noștri de la rutieră care sunt primii la astfel de accidente. Da. Alături de mine în platou este și Emil Gătej. Domnul Gătej este expert în conducere defensivă. Domnule Gătej, suntem campioni în Europa la capitolul accidente rutiere. Am constatat cu surprindere că cele mai multe dintre ele se întâmplă pe drum drept, atunci când conducem în linie dreaptă. De ce? Așa este. E o poveste lungă și complicată și pe care, din păcate, foarte puțină lume o ascultă cu adevărat. Polițiștii fiind singurii care ascultă această poveste și se lovesc de ea, din păcate, zi de zi, povestea pornește de la educație. Educația șoferilor. Șoferii foarte slab pregătiți nu sunt capabili să conducă în condiții de drum optime, culmea, nu condiții de drum grele. Sunt situații clare pe care le vedem în statistici când drumuri rele, drumuri care produceau pagube materiale, nu erau asfaltate, produceau strict pagube materiale, iar după asfaltarea lor, drumuri de linie dreaptă produc foarte, foarte multe victime și morți rezultați în accidente rutiere. Cu alte cuvinte, deși lumea se va supăra foarte tare să audă acest lucru, dacă am vrea să înjumătățim populația de șoferi a României, am pune autostrăzile din Germania
prin imaginație, românii neștiind să folosească așa ceva. Deci dacă ar avea mâine autostrăzi fără educație, degeaba le-ar avea. Pentru că vedem aceste cazuri despre care povesteați mai devreme și pomenea și domnul Andreica, legate de bebeluși care au decedat în accidente rutiere și tot așa, sunt rezultatul lipsei de educație. Nu se folosesc centurile de siguranță, nu înțelegem că airbag-ul și cu centura de siguranță funcționează împreună, ele sunt sisteme de siguranță active și au nevoie unul de celălalt, nu se folosesc scaune speciale pentru copii. Pare că siguranța rutieră e luată în glumă. Dacă ne uităm la populația șoferilor și i-am oprit pe stradă și întrebăm, de multe ori mi s-a întâmplat asta în studii pe care le-am făcut, și sunt complet inconștienți, iau un râs, li se pare amuzant că au ceva care păcălește centura de siguranță să nu piuie, nu știu ce înseamnă acel piuit, că de fapt înseamnă că îți deschid airbag-urile și probabil că vor mori în acel accident rutier, oricât ar fi el de mic, pentru că airbag-ul iese de acolo cu 300 de km pe oră din volan. Practic ne lovește o minge de fotbal cu 300 de km pe oră. Adică nu înțeleg mecanismele de legătură între centura de siguranță, airbag și cum funcționează ele ca un întreg. Exact. Și de multe ori sfidează efectiv legile fizice, pentru că vedem accidentele în linie dreaptă. Pur și simplu accelerează cât de tare pot pe o linie dreaptă. Nu înțeleg că se vor lovi de ceva. Cred. Motivul pentru care am ales să facem acest subiect acum este că vine perioada vacanțelor, că vine mini-vacanța de 1 mai, că vine vara... Și știm foarte bine că românii pleacă în concedii, mulți optează pentru un drum cu mașina. Atunci când vorbiți despre șoferi insuficient pregătiți, ce înseamnă un șofer nepregătit? Cu toții am făcut școala de șoferi. Ce anume ne pregătește să facem față unui drum lung? Din păcate, cu asta avem de-a face pe drumurile publice și cu asta au de-a face și polițiștii care plâng în momentul în care își termină tura pentru că s-au săturat să vadă, să se lupte efectiv cu morile de vânt. Șoferul prost pregătit este acela care după ce a terminat școala de șoferi, sau mai exact școala de luat permisul, nu mai face absolut nimic ca să evolueze. Nu se informează, nu beneficiază de cursuri. Sigur că aici putem să aruncăm pisica și peste gardul autorităților care nu ajută deloc în acest sens. Singurul vector de siguranță rutieră este poliția. În afară de poliție nu este nimeni care să ajute. Să școlească puțin. Ce alte pârghii ar putea exista? Ar putea exista cursuri de siguranță rutieră, cursuri de conducere defensivă. Ele sunt în dezbatere, legile sunt votate, dar nu se întâmplă Cui acest lucru. Cui s-ar adresa aceste cursuri? S-ar adresa tuturor șoferilor, tuturor posesorilor de categoria B, care în România au un statut absolut special. Dacă un electrician după 5 ani se duce să fie reevaluat, dacă orice profesionist din orice domeniu, din 5 în 5 ani minim, face o pregătire continuă, o formare continuă, posesorul de categoria B, odată ce are permisul, nu mai face nimic. Nu mai învață nici regulile, nu le mai reia, nu mai învață nici alți, să zicem, legi ale fizicii, pe care poate nu le-a învățat la școală. Nu le intuiește, dar ar trebui să-i fie spuse măcar. Sigur că după ce ar exista o informare, ar trebui să existe și pârghii de constrângere foarte puternice, pe care iarăși nu le avem. Nu prea există pârghii de constrângere pe ceea ce înseamnă conducere agresivă. Zona aceasta de flash-uri, de abuz, de viteză excesivă. Se întâmplă asta mai mult la noi decât în alte țări? Suntem mai nervoși decât ceilalți europeni? Se pare că da. Se pare că da, pentru că șoferii nu au conștiința faptului că ar putea păți ceva. Au senzația că pot să fenteze legea, au senzația că nu pot să pățească nimic, că amenziile sunt oarecum accesibile și le plătesc. Cine are boliți de lux, cum se exprimă de foarte multe ori media, va avea și resursele necesare să plătească amenziile și atunci își permit să sfideze legea. Da, se întâmplă mai mult la noi și asta o spun cifrele. Din păcate, 5 morți pe zi, practic într-un an de zile pierdem un sat, o comună de oameni, iar asta se pare că nu sensibilizează foarte mult opinia publică. E nevoie de multă empatie, chiar ca șofer sau ca autoritate. Deci să înțelegem că condusul pe drumul public... Și de conștientizare până la urmă. Pentru că chiar dacă noi respectăm regulile de circulație, putem fi oricând victima unui accident rutier din cauza unui șofer inconștient. Exact. Asta e, de fapt, conceptul de conducere defensivă. Să mă protejez de greșelile mele, adică să încerc să fiu cât mai bine pregătit. Să înțeleg ce se întâmplă, să cunosc mașina, să am mașina bine echipată, că și astea sunt diverse probleme, velope... Să folosesc sistemele de siguranță, să port centura, să asigur că știu ce să văd în oglinzi. Apropo de școala de șoferi, care nu întotdeauna te învață cum ar trebui să reglezi oglinzile sau cum ar trebui să reglezi scaunul astfel încât să nu pățești ceva în momentul unui accident când se deschid airbag-urile.
și pe de altă parte să mă feresc de greșelile altora. Să învăț să preîntâmpin aceste greșeli, pe cât posibil. Domnule Andreica, are legea, poliția, suficiente pârghii pentru a controla acest comportament agresiv al șoferilor din România? A spus foarte bine invitatul dumneavoastră. Din păcate, toată această presiune este resimțită doar de poliția română. Orice se întâmplă, orice nemulțumire există în legătură cu traficul rutier, acționează poliția rutieră. Fie că e vorba despre ambuteajele din capitală, ce facem? Plantăm un polițist în intersecție și îl facem semafor viu timp de 12 ore în încercarea de a fluidiza ceva ce nu poți fluidiza pentru că este supra-saturată șoseaua de autoturisme. Pe de altă parte, și dacă ne uităm pe celelalte tronsoane de drumuri din România, pe lângă faptul că avem foarte puțin polițiști rutieri, gândiți-vă că nu avem acele mijloace de prevenție. Nu mai avem radarele fixe, nu mai avem limitatoare de viteză, nu avem o semnalizare corespunzătoare, avem tronsoane de drum cu asfalt impecabil, cu un drum foarte bine realizat, însă avem limită de kilometri de 50 de kilometri la oră și asta pentru că nu avem trotuare în acea localitate, de exemplu, și oamenii circulă pe acostamentul drumului și câteodată și îmbrăcați în negru în mijlocul nopții. Nu mai vorbim despre ceilalți participanți la trafic, cum sunt căruțașii, de exemplu, nu luăm în considerare și nu înțelegem nevoile oamenilor. În unele localități e nevoie, oamenii folosesc acele căruțe trase de cai, acele atelaje. Noi nu le-am creat drumuri speciale pentru acele atelaje, cu toate că încă din 2007 autoritățile publice locale și prevederi am avut de-a lungul timpului, doar că n-au fost respectate, aveau obligația de a asigura, de a crea acele drumuri strict pentru utilaje agricole, pentru atelaje trase de cai și așa mai departe. Toate aceste lucruri, în momentul în care nu le avem, evident că le întâlnim într-un singur loc. Pe aceeași șosea în care circulă și conducătorul profesionist care este cu tirul și se grăbește să ajungă la destinație, și familia care merge în plimbare cu mașina cu 30 de km sau 40 de km la oră pe un tronson în care limita este de 90 sau 100, și atelajul tras de cai, și oameni care circulă pentru că nu au trotuar și circulă pe drum. Nu, noi în momentul de față nu putem vorbi decât despre a reacționa și nu de a preveni sub o formă sau alta. Noi culegem morții de pe drumuri astăzi. Da, domnule Andrei, ca polițiștii rutieri din toată țara au derulat în perioada asta, mai exact până azi, dacă nu mă înșel, între 17 și 23, o acțiune menită să prevină accidentele cauzate de viteza excesivă în cadrul operațiunii SPEED, așa au numit-o, parte a unui program al Organizației Poliților Rutiere din Europa. Ce rezolvă un astfel de program? Sigur, aici este vorba despre o acțiune comună, e mai mult vorba despre o acțiune care e menită să conștientizeze șoferii că de principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Atâta vreme cât această acțiune a fost anunțată, e clar că scopul este în primul rând de conștientizare și de avertizare a conducătorilor auto cu privire la riscurile la care se expun în astfel de condiții. Sigur, impactul vom vedea, pentru că veți vedea probabil mâine, poimine, cifre impresionante din fiecare județ. Și asta pentru că au fost scoase toate echipamentele aflate în dotarea poliției rutiere, toți colegii noștri într-o proporție covârșitoare au fost în serviciu în aceste zile, deci am avut o prezență crescută pe șosele. Deci asta va însemna un cumul de amenzi. Va însemna un cumul de amenzi, însă nu vom trata sub nicio formă cauza pentru care se produc astfel de fapte și, mă repet, e nevoie până la urmă și de o analiză aprofundată și de implicarea tuturor decidenților pentru aceste situații. Revin la un exemplu banal. Să ai un trotuar în 2023 într-o comună, într-o localitate unde ai un drum național, este un lucru elementar. Nu există motiv pentru care acel primar plantează panseluțe și nu face un trotuar. Nu există așa ceva. Nu putem vorbi despre lipsa fondurilor, nu putem vorbi despre absolut nimic din ce ține de incapacitatea de a realiza acele lucrări banale de a amenaja un trotuar pe stânga și pe dreapta a sensului de deplasare. Ori lipsa acestor elemente, evident că
generează foarte multă nemulțumire din partea conducătorilor auto, apropo și de violență și de agresivitatea la volan. Evident că crește această agresivitate când îți dai seama că de la Suceava la București, de exemplu, trecând peste faptul că ar trebui să faci undeva la 9-10 ore, mai e și un ambuteaj, mai e și o aglomerație și atunci, în momentul în care prinzi o porțiune de drum mai liberă, evident că încerci să recuperezi zecile de minute sau orele pe care le-ai petrecut în ambuteajele de dinainte. Și de aici pot apărea greșelile. Sunteți de acord, domnule Găteș, această agresivitate a românilor poate fi pusă pe seama lipsei infrastructurii? Absolut. Și vin în sprijinul spuselor domnului Andreica, care a precizat foarte bine. Presiunea asta asupra poliției este uriașă. Unde e poliție și unde se desfășoară acțiunea, acolo avem limite de viteză și acolo se respectă legea. Vor apărea aceste cifre extraordinare acum și s-a făcut această acțiune, iar imediat după este ca atunci când întâlnim echipajul cu radar, iar după șoferul, după ce a trecut de aparatura, dar accelerează foarte puternic ca să recupereze timp exact pe acest criteriu. Frustrarea că el nu are drum, de ce trebuie să respecte limita de viteză și tot așa. E un cocktail. Vine din educație, vine din lipsa echipamentelor fixe de înregistrarea vitezei și sigur vine din aceste probleme de infrastructură. Dar neputând să creăm peste noapte infrastructura, mergem pe varianta factorului uman. Ce poate să facă șoferul? Păi să rămână în viață. Să se gândească că drumul lui, scopul drumului lui este să ajungă cu bine dintr-un punct în altul. Ori dacă uită de acest scop, ajunge să perceapă ca dușman tot ce este pe drum. Să perceapă ca dușman infrastructura, să perceapă ca dușman organele de impunere de coerciție și tot așa. Și centura de siguranță, că sunt mult în mașină, îi incomodează. Și centura de siguranță îi incomodă, exact. Da. Domnule Andreica, se vorbește în fiecare an despre această statistică sumbră. Se moare ca la război pe șoselele din România. 5 oameni pe zi, spunea ultima statistică. Concret, există discuții în acest sens? Se mișcă lucrurile? Sunt inițiative? E cineva îngrijorat de faptul că mor atâția oameni pe stradă? Din păcate, sunt doar discuții. Și sunt discuții de ani de zile, pentru că aceste cifre negre nu le avem de ieri, de astăzi. Le avem de ani de zile. România este pe locul întâi în ceea ce privește decesele și vătămările pe drumurile și pe șoselele din România. E important de precizat că nici în momentul de față eu nu văd un interes din partea decidenților politici, pentru că e vorba de modificări legislative, este vorba de asumarea răspunderii pe anumite elemente, lucru care nu există. În afară de proiecte europene pe care le derulează și poliția română prin direcția rutieră, de achiziționarea acestor echipamente fixe de verificare a respectării regimului legal de viteză, de exemplu, aceste finanțări din Programul Național de Redresare și Reziliență, dar pe care le consider doar niște floricele puse așa plantate pe câmp, nu există absolut nimic. Lucru care, evident, ne va menține la aceste cifre uriașe, cu mult departe față de obiectivul Uniunii Europene în ceea ce privește diminuarea accidentelor cu 50% în următorii 20 de ani pe șoselele din Europa. În România nu se întâmplă absolut nimic în acest sens și cred că lucrurile sunt din ce în ce mai grave, atâta vreme cât autoritățile nu și-au manifestat interesul pentru a crea autostrăzi, pentru a îmbunătăți rețeaua de drumuri. Gândiți-vă că de la an la an avem mai mulți șoferi, mai multe autoturisme în trafic. Este foarte greu de gestionat un asemenea fenomen și nu văd, din păcate, luminița de la capătul tunelului. Da. Domnule Găteș, ce putem face noi este să le dăm un sfat, un mic îndrumar celor care se pregătesc de vacanță, fie că vorbim de mini-vacanța de 1 mai, fie că vorbim de vacanța de vară. Ce trebuie să știe, mai ales familiile care pleacă cu copii în mașină la drum? În primul și în primul rând să existe o setare a minților pe ceea ce înseamnă siguranță, pe ceea ce înseamnă prevenire. Să nu ia aceste lucruri în joacă. În momentul în care vor pleca la drum, să se gândească că vor să se și întoarcă cu bine. Nu doar să plece în vacanță. Asta înseamnă să își pregătească autovehiculul de drum, să respecte tot ce înseamnă reglementările legate de portul centurii de siguranță, regimul vitezei. Mai bine ajung puțin mai târziu, dar ajung cu bine, decât să nu mai ajung deloc. Să încerce să aibă o atitudine de vacanță.
E aproape imposibil de provocat agresivitatea dacă sunt relaxat și mă gândesc că mă duc în vacanță. Dacă mă gândesc că vreau să ajung acolo cât mai repede, s-ar putea să izbucnească manifestările acestea de agresivitate. Condusul ăsta agresiv e un tip de comportament care ne dă dependență? Ne obișnuim așa? Ne obișnuim, bineînțeles, pentru că devine un loc în care descărcăm emoții, nimeni nu ne face conștienți, autoritățile nu-l pot sancționa și atunci, până la urmă, devine problema noastră a fiecăruia între acele geamuri din mașina noastră. De multe ori, foarte mulți dintre conducătorii auto uită că sunt oameni la volan, au impresia că se îmbracă cu un costum mare de fier, numit mașină, și că de acolo pot face cam ce vor. Asta vedem și în imagini, în permanență și în accidentele la care asistăm, au senzația că au supraputeri, că nu mai sunt oameni și că ar putea să sfideze și legea, și legile fizice, da, și orice. Articolul de la care am pornit, în care un polițist spunea că a ajuns până la lacrimi după ce a găsit un copil decedat la fața locului, încă un copil decedat, ce trebuie să știe părinții care pleacă la drum cu copii în mașină? Foarte important să poarte scaune speciale pentru copii, dispozitive speciale de retenție, centuri de siguranță în care să stea acest scaun. Copiii să fie ancorați în centuri, dacă sunt mai mari, să beneficieze de acel înălțător și de portul centurii de siguranță. Știu că o să primim replici de tipul, da, în Dacia la tata eram acolo pe bancheta din spate și nu s-a întâmplat nimic și mai și cădeam când frâna. Nu aveam aceleași viteze, nu aveam aceleași drumuri, nu aveam aceleași autovehicule cu aceleași capabilități legate de frânare, viteză și tot așa. Prin urmare, foarte important este să ne gândim la cele campanii mai vechi în care poliția ne spunea viața contează și vedeam acele imagini șocante când copilul zbura în fața mașinii, se lovea de parbriz. Geamurile mașinii nu mai sunt ca la mașinile vechi din anii 80, nu se mai sparg, parbrizul nu se mai sparge, nu se mai trece prin el. E un sandwich de plastic, sticlă și plastic făcut tocmai să rețină înăuntru, să ne ajute. Important este să luăm toate aceste elemente de siguranță și să le folosim. Iarăși, o să avem replici de tipul, dar copilul nu vrea să poarte centura. Am auzit replici de tipul, da, tata are geamul negre și nu trebuie să port centura. Aici revenim la subiectul educației. Deci doar cum să fentăm, nu cum să ne protejăm. Să încercăm să-i punem pe gânduri pe cei care ne ascultă, să înțeleagă că e vorba de diferența dintre viață și moarte. Nu e ceva atât de nuanțat. Nu e ceva de a ne plăcea sau de a nu ne plăcea. Și că nu o amendă de la poliție e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla la volan. În altă ordine de idei, în momentul în care ești un participant la trafic de bună credință, respecti regulile, respecti legea, ce trebuie să faci ca să te ferești de cei care sunt tentați să o încalce? Foarte important, apropo de acest subiect al vacanței, al veii, păstrarea distanței în mers. Un lucru pe care românii nu prea îl au de asemenea. Nu știu exact cam care este distanța. Calculăm în așa fel încât ne imaginăm că un zid ar putea să cadă în fața noastră și ar trebui să oprim în siguranță, dar și cel din spatele nostru să oprească în siguranță. Deci încercăm să creăm aceste spații prin respectarea limitelor de viteză și acest mers, cum să spun, în ritmul străzii. E periculos și un șofer care merge cu 30 de km pe oră într-un sector de drum cu limită de 90, e periculos și un șofer care merge cu 150 pe același sector de drum. Media aceasta a preveni înseamnă a mi-a da timp să reacționez. De fapt, despre asta e vorba. Noi avem tot felul de timp pe care îi pierdem, până procesează creierul nostru, până apăsăm efectiv pedala potrivită, până decidem dacă știm sau dacă nu știm ce avem de făcut, în ce parte vom trage de volan, ce pedală vom apăsa. Toți aceștia sunt timpi, fac parte din așa numitul timp de reacție. Da, în trafic avem tendința să ne ferim de diverse categorii. Fie că o persoană e prea în vârstă și ne gândim că nu mai are reflexele potrivite, fie că un tânăr e începător și are acel semn distinctiv în geam. Din experiența dumneavoastră, acestea sunt cele mai periculoase categorii? Cu siguranță nu. Sunt stereotipuri și ca toate stereotipurile, ca și cele sociale în general, toate stereotipurile din zona psihologică, ajută până la un punct și încurcă de la un punct încolo. Ajută până la momentul la care văd semnul de începător. E clar că trebuie să mă feresc, ved o persoană în vârstă, evident că îi dau atenție, dar nu mai dau atenție altor categorii care pot fi mult mai periculoși și mult mai imprevizibili de foarte multe ori. Iarăși e o poveste foarte complicată legată de reacția la agresivitate. E bine să nu reacționăm,
e bine să ignorăm, nu intrăm în competiție, nu suntem la curse, nu suntem la Formula 1, nu suntem la raliu, suntem pe drumul public, dar și vrem să ajungem cu bine. Chiar și în București. Foarte des. Între două semafoare se întâmplă foarte o cursă. Foarte des se întâmplă acest lucru, bineînțeles, o cursă cu nervi, un coborât, o lecție pe care un șofer vrea să o dea altuia, nu e în măsură, trebuie să înțeleagă fiecare că nu e în măsură să dea lecții în trafic, numai organele de poliție ar putea să facă acest lucru, nimeni altcineva. Iar dacă vedem conduite de acest tip, cel mai bine ne ferim de ele, ne ferim de șoferii la care vedem reacții imprevizibile, pentru că acțiunile recente ale poliției au dezvăluit faptul că sunt foarte mulți șoferi care consumă substanțe stupefiante la volan. Alcool și mai mult decât alcoolul, drogurile sunt prezente între acestea. Sau și una și alta. Și atunci ne ferim, nu poate să proceseze. Ce ar trebui să ne pună pe gânduri? Niște mișcări imprevizibile? Da, sigur, mișcările imprevizibile. Faptul că nu se asigure, schimbările succesive de benzi, viteza excesivă pe anumite tronsoane de drum din oraș, dimpotrivă, viteza foarte, foarte scăzută. Evităm, nu avem ce să facem, trebuie să evităm aceste lucruri ca să ne păzim, pentru că dacă stăm aproape sau dacă intrăm în competiție sau dacă avem acest sentiment al dreptății, dar eu am dreptate, eu circul corect, eu stăm încadrat pe banda potrivită, trebuie să fie ca mine. Putem duce la producerea de nenorociri chiar și cu dreptatea în brațe, de foarte multe ori. Da, și concentrându-ne pe răfuiala cu celălalt participant la trafic, să pierdem din vedere ce se întâmplă în realitatea imediată. E problema lui că nu respectă legea, e ceva ce e în exteriorul nostru, nu e problema noastră. Sigur că avem acest feeling, dar m-a pus în pericol, dar cum să nu-i dau o lecție? Dar cum adică el îndrăznește să meargă mai tare, merge cu 200 pe autostradă și trebuie să mă dau eu la o parte, care merg legal? Mai bine mă dau la o parte decât să se întâmple acolo o nenorocire, el răspunde în fața legii. Da, cât de bine cunoaște domnule Andrei ca domnul Gătej toate aceste manifestări, atât psihologice, cât și de conducere pe care le găsim și noi în trafic în fiecare zi, din punctul dumneavoastră de vedere, ca să nu mai numărăm și anul viitor tot 5 morți pe zi, ce măsuri s-ar impune, măcar din cele realizabile, palpabile, să nu visăm? Într-adevăr, dintre afirmațiile domnului Gătej, sunt ferm convins că fiecare dintre noi a văzut aceste comportamente, doar că nu neapărat le-am asociat cu ceva anume, dar e important să le cunoaștem. Acum, ce să facem ca să diminuăm? Este greu de spus. În primul rând, e nevoie de infrastructură. Dacă nu vom avea infrastructură, vom avea același efect. Nu poți să ai un alt rezultat cu aceleași ingrediente, este cât se poate de simplu. Apoi vorbim despre importanța semnalizării rutiere pe drumurile naționale, lipsește de multe ori cu desăvârșire. Pe aici, pe acolo am mai văzut, de exemplu, anumite decizii ca pe drumurile naționale din care străpung localitățile să existe acele limitatoare de viteză care într-adevăr te zdruncină, practic te avertizează că ești într-o localitate și că ai o viteză mult prea mare dacă o depășești pe cea regulamentară, dar lipsesc încă în continuare din multe zone, la fel și indicatoarele, sunt mulți șoferi care nu-și dau seama când sunt în localitate, când sunt în afara localității și nu în ultimul rând, cred că aceste mijloace fixe de măsurarea vitezei, aceste radare fixe vor contribui într-o oarecare măsură dacă vor fi aplasate din punct de vedere științific în raport de statisticile pe care le avem exact pe acele tronsoane de drum unde am avut cea mai mare incidență a accidentelor rutiere. Sunteți de acord? Cu siguranță. Este un punct foarte important. Impunerea legii în momentul în care lipsește sau șoferii au senzația că pot fenta legea este una dintre cele mai periculoase. Sigur, informarea șoferilor și cu privire la riscurile la care se expun ar fi un alt punct pe care s-ar putea realiza imediat. În momentul în care avem impunerea legii și avem informații, deja nu prea mai există o scuză a șoferilor. Poate nu vor scădea cifrele imediat, dar încetul cu încetul încep să scadă până când va apărea infrastructura care să ajute și mai mult în această zonă. Numai că aici vorbim de povești de ani de zile în care se pot reduce aceste cifre. La infrastructură avem cele mai mici speranțe, ca să fim realiști. Exact. Cât ar scădea din procent o infrastructură potrivită? Dacă nu ar avea parte și de educație și de impunerea legii, ar crește procentele. Atenție! Deci e nevoie de cocktail. Dacă nu lăsăm legea să-și facă treaba,
Dacă nu asigurăm educația șoferilor să înțeleagă de ce sunt sancționați pentru greșesc, pentru că e foarte bine să fie sancționați, e bine să înțeleagă și de ce sunt sancționați. Adică să informăm, să aibă parte de cursul de conducere defensivă, să poată deci, să accesează. Deci opinia dumneavoastră ca specialist în conducere defensivă e că dacă am avea acele autostrăzi pe care ni le tot dorim, ar crește numărul accidentelor, da, n-ar în momentul scădea. De față, da. Care e principala explicație? Știu că este foarte șocantă afirmația. E paradoxal, da. Da, pentru că nu știu, șoferii nu știu să circule pe autostradă. Dacă pe autostradă nu vor întâlni camere fixe, așa cum vedem în țările pe care noi le considerăm civilizate și sunt civilizate din punct de vedere al cifrelor. Avem 0,4 morți pe zi în Marea Britanie, avem maxim un mort pe zi în Germania. Acolo sunt ca aparatură fixă de monitorizare regimului de viteză. Acolo, bine, și ținând cont de populație, de raportul la populație. Bineînțeles, asta e foarte important. Dacă raportăm la populație și la numărul de kilometri parcurși, pentru că mult mai rapid va parcurge un cetățean din Marea Britanie sau din Germania un milion de kilometri decât românii. De asta nu e bine să intrăm în cifrele astea, pentru că dacă am avea drumurile lor cu educația noastră și cu cu nervii noștri și cu limitele, iată, polițiștii ajung la epuizare psihică încercând să impună legea și să-i păstreze, să-i facă pe cetățean să înțeleagă că e bine să rămână în siguranță, să nu ajungă să-și omoare copiii, practică, nu? Da. Știu că e dur ce spunem, dar păi, asta a spus și domnul Andrei, că ajungem să culegem morții de pe șosele. Cam asta e misiunea poliției. Din păcate, asta este. Dacă am și o curiozitate, domnule Gătești. La școala de șoferi se fac cursuri pe autostradă? În momentul de față nu s-a introdus. Sunt introduse niște prevederi. Nu știu dacă au ajuns să fie și materializate, dar până de curând nu existau aceste cursuri care să prevadă condusul pe autostradă în România. Pentru că sunt românii care conduc în Uniunea Europeană, peste tot în lume, sunt puși în situația în care trebuie să respecte și să cunoască regulile de pe autostradă. Din păcate, școala de șoferi are foarte multe limite și sunt limite justificabile, adică nu sunt... E ca tot ceea ce se întâmplă din perspectiva siguranței rutiere. Totul merge ca o mașină cu frâna de mână trasă. Școlile de șoferi spun că costul este insuficient, că n-au timp să facă toată, să parcurgă tot ceea ce este de parcurs. Pe de altă parte, legislația e destul de permisivă, a rămas practic aceeași în timp ce drumurile au evoluat, mașinile au evoluat, informațiile pe care școala de șoferi le dă sunt cam aceleași. Noi învățăm de multe ori, de exemplu, dau un exemplu simplu, să ținem mâinile pe volan la 10 și 10, așa era bine să-l ținem la Aro și la Olsit, pot să le spun numele că nu mai există, dar la o mașină cu airbag nu e bine deloc, pentru că în momentul deschiderii airbag-ului mâinile noastre vor ajunge în față. E o informație foarte simplă, dar care poate să salveze viața cuiva. Cum e, domnule Andrei, ca să dă un update la ceea ce ne mai învață în ziua de azi școala de șoferi? Cred că ar trebui să pornim de la o simplă afirmație. Știți dumneavoastră pe cineva care să fi vrut să-și ia permisul de conducere și să nu fi reușit? Nu cred că veți ști. Și asta pentru că în România, de exemplu, este permis să încerci și de 15 și de 20 de ori și de 25 de ori. De câte ori vrei tu, nu ai niciun fel de limită pentru a-ți obține permisul de conducere. Asta ar trebui să ne pună Dar pe gânduri. Ce semnale dă faptul că o persoană dă de 10 ori la școala de șoferi? Păi, vedeți dumneavoastră, să înțelegem un lucru. Nu toți au abilitățile și, practic, deprinderile necesare pentru a conduce pe drumurile publice. Adică asta nu e pentru rând. Toată lumea. Nu este pentru toată lumea. Dacă ar fi să ne uităm și la testele psihologice, de exemplu, și apropo de ceea ce învățăm în școala de șoferi. Școala de șoferi o bifăm, nu învățăm nimic din ea. Bifăm legislația strict pentru a obține acel punctaj și cam atât. În rest, într-adevăr, nu mai cunoaștem ulterior modificările legislative, noile semne de circulație. Nu vreți să știți câte situații avem ridicole în care conducătorii auto ne întreabă, îi oprim în trafic și ne întreabă ce semnifică un anumit indicator pe care l-au tot văzut, de exemplu, accidente frecvente. Ei nu știau ce este un triunghi cu un punct negru în mijloc. Nu mai vorbesc despre, într-adevăr, situațiile de verificare a menținerii deprinderilor de a conduce pe parcursul vieții, pentru că o persoană care și-a obținut permisul de conducere la 20 de ani, n-a condus 15 ani și după 15 ani se gândește să facă o schimbare în viață, să-și cumpere mașină să conducă, e ca la început. Este un adevărat pericol pe șosele. Da. Apropo de ceea ce ați spus de străinătate, vă pot spune cu certitudine că în momentul în care românii ajung în străinătate, practic avem parte de un declic psihologic și brusc aceiași șoferi pe care am avut în țară, agresivi, care înjurau, care erau nemulțumiți, care forțau regulile de circulație, dincolo,
urmează comportamentul majorității celorlalți participanți la trafic. Este o chestiune psihologică greu de explicat, dar am analizat de-a lungul timpului și am văzut, de exemplu, în activitatea mea, că în acțiunile comune, de exemplu, dintre polițiștii români și cei maghiari la graniță, în care veneau polițiștii maghiari în România și polițiștii români în Ungaria, vedeam că 9 din 10 șoferi care erau înainte de trecerea punctului de frontieră nu purtau centura de siguranță și aceiași 10 șoferi în Ungaria, 10 din 10 aveau centura de siguranță cuplată. Greu de explicat de ce, pentru că e o linie imaginară. Da. Însă atâta vreme cât acolo vedem un anumit comportament sau majoritatea oamenilor, 90% din oameni respectă regulile de circulație, este clar că ne însușim și noi acel comportament și ne dăm seama că nu mai merge așa cum merge la noi în țară. Da. Vă mulțumesc amândurora foarte mult. Emil Gătej, expert conducere defensivă, de asemenea Cosmin Andreica, președintele sindicatului Europol, au fost alături de noi. Ne pregătim să luăm o scurtă pauză, după care revenim și cu alte subiecte. Rămâneți cu. Am revenit. Plătiți, plătiți, plătiți. Altfel, școala e o junglă. Plătiți meditații ca să învețe ceva, plătiți paza ca să nu pățească ceva, plătiți transportul ca să poată merge totuși la școală. Asta scrie pe rețelele sociale senatorul USR Ștefan Pălărie. Mesajul vine după ce Comisia pentru Învățământ a respins amendamentul prin care primăriile erau obligate să asigure paza școlilor. Despre acest subiect discutăm în continuare. Ni se alătură senatorul USR care a inițiat acest mesaj. Îi mulțumesc foarte mult și de asemenea psihologul criminalist Tudorel Butoi va fi alături de noi. De asemenea, le mulțumesc amândurora. Domnule Pălărie, spuneți-ne mai multe despre acest mesaj. Salut, mâna, vă salut și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Da, mesajul meu vine dintr-o formă de indignare a discrepanței între ceea ce statul român promite, și anume învățământ gratuit, un serviciu public de calitate oferit gratuit cetățenilor, beneficiarii direct elevi și indirect părinții. În schimb, în realitate, dacă te uiți printre rânduri, vezi că mai degrabă acest serviciu e departe de a fi gratuit, dimpotrivă, el scutură buzunarele părinților pentru bani în diferite forme. Ceea ce ne-a revoltat pe noi cel mai tare, mai ales că USR a anunțat foarte clar, aceste legi nu sunt votabile dacă nu rezolvă o suită de 26 de linii roșii. Iar gratuitatea cu adevărat a învățământului e una dintre componente, mai ales că astăzi, să nu uităm, părinții sărăcesc pe zi ce trece. Suntem într-o perioadă economică dezastruoasă pentru părinți. Ori măsura în care tu ajungi ca ministru să spui că nu recomanzi, că nu susții un amendament care, culmea, vine la intersecția două procese, da? Problema accesului la școală, și ne-au semnalizat părinți că în școlile lor se strâng bani de la părinți pentru a se plăti servicii de pază, pentru că primăria nu este capabilă să acopere această nevoie, și se află, evident, și la intersecția, spuneam mai devreme, cu securitatea și siguranța în școli. Spuneam indignat că acel caz de la Brebu, știm cu toții, din județul Prahova, în care au apărut niște înregistrări video cu elevi bagiocorind un cadru didactic, o doamnă profesoară de engleză, probabil că nu ar fi fost realizabile pe haosul și gălăgia de acolo dacă ar fi fost un personal de pază care eventual să intervină sau să fie chemat de urgență acolo. Ia să vedem deci dacă e așa. Rămâneți alături de noi, domnule Pălărie. Rămâneți cu noi. Alături de noi este și psihologul criminalist Tudorel Butoi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Bună dimineața. Noi am vorbit împreună în platou despre cazul acela absolut îngrozitor din Prahova. Ar fi rezolvat ceva în situația în care doamna profesoară era batjocorită de elevi existența unui paznic? Nu se pune problema pazei la școală și pazei în clasă. Ar trebui să schimb totalmente paradigma educațională, cum vrea să face educație cu paznicul în clasă. Paznicul are problemele lui, fișa lui de post acolo. Nu asta e problema. Problema este că realitatea asupra căreia zăbovim se adresează unei populații de adolescenți care nu au încă conturată nici problematica autocontrolului comportamental, nici caracterial, nici maturitatea, pentru că de-aia vine legea și spune că până în vârsta de 16 ani e o problemă legată de discernământul copiilor și așa mai departe, dar selecționarea profesorilor pentru meseria de profesor
Este o chestiune la care Ministerul Învățământului este repetent. Acum câteva vreme ne invitau să aducem ca și profesori în școală orice absolvent de facultate. Cum e posibil așa ceva? Ca să fii profesor într-o școală trebuie să treci printr-o sită dură de examen, să-ți dau teste psihologice, să-ți văd tendințele interne, să-ți văd pulsiunile, să-ți văd problemele de caracter, de inteligență, de memorie, să-ți văd vocația de a fi profesor. Doamna respectivă, îmi pare rău, cu tot regretul, a fost depășită complet de situație. Da, domnule Pălărie, revin la dumneavoastră, pentru că prezența pasnicului, nu știu dacă era neapărat necesară în rezolvarea situației între doamna profesoară și elevi, dar poate veni cineva din afară. Elevii trebuie să fie în siguranță în interiorul unei instituții de învățământ. Care ar fi motivul pentru care primăriile nu alocă bani? Păi, e cât se poate de simplu. Situația financiară și o amânare de probabil 15-20 de ani a reformei administrativ-teritoriale. În momentul în care tu din cele vreo 3400 de UAT-uri, tu ai aproape jumătate din aceste UAT-uri falimentare de drept, în sensul în care veniturile colectate local nu ajung să acopere uneori nici măcar salariile personalului din primărie. Și undeva prin luna aprilie-mai, toate veniturile anuale sunt epuizate, neapucând să mai acopere restul de cheltuieli până la închiderea de decembrie. În acele momente, guvernul trebuie să vină să injecteze bani ca să salveze aceste UAT-uri disfuncționale. Bun. Când aceste UAT-uri rămân fără bani, de fapt, ce încep să facă? Încep să închidă rând pe rând toate obligațiile pe care aceste administrații locale le au prin diferite legi, inclusiv prin legea educației. Și atunci ei, de fapt, nu acoperă transportul, nu asigură acea sumă de finanțare complementară prevăzută în legea educației, nu renovează școli, le lasă să cadă tavanele pe capetele copiilor, pur și simplu dau din coate în coate și acoperă minimul necesar. Și atunci din nou te întorci la stat. Dacă ești părinte și ai un copil pe care tu îl lași astăzi într-o școală, ar trebui să ai pretenția legitimă ca școlile să fie unele din cele mai sigure locuri, inclusiv în caz de incendiu sau de cutremur, de pe teritoriul acestei țări. Pentru că acolo ne lăsăm încă o dată, da, tânăra generație, sunt copiii noștri. Ori tu ca ministru prin lege să eviți să ceri în condițiile de calificare, de autorizare a școlilor prin ARACIP, avizul ISU. Să omiți să ceri niște garanții de la primării că școlile sunt reabilitate. Să omiți să ceri de la primării, inclusiv prin sancționare, ca ei să-și execute această responsabilitate de asigurare a pazei în timpul școlii. Am mai auzit pe Facebook diferiți cetățeni indignați care ziceau, păi și cine o să asigure noaptea? Noaptea închizi școala, nu e nevoie să ai paznic în școală, dar în timpul activității școlare e nevoie să fie cineva acolo. Și l-am ascultat cu foarte mare atenție pe domnul psiholog, îi dau dreptate în totalitate. M-aș bucura ca la ușile școlilor să fie coadă de absolvenți de facultate care să-și dorească să intre în acest domeniu și să fie bucuros să fie evaluați, testați, selectați și crema cremei dintre aceștia să ajungă să fie învățători, profesori și așa mai departe, pentru că acest lucru nu poate fi realizat fără o salarizare măcar decentă. Astăzi este o glumă ideea de carieră didactică și mai povesteam mai devreme că dacă doi profesori ajung în ghinionul de a se îndrăgosti unul de altul, mă refer la profesor debutant, da, un profesor, o profesoară, atunci au nevoie de bani din altă parte ca să supraviețuiască. Deci sunt total de acord cu ceea ce spunea domnul psiholog, tocmai de aceea problema nu e ușoară. Este o suită de intervenții și e nevoie de un cumul de condiții pentru a putea vorbi cu adevărat de educație, așa cum am subliniat mai devreme, în România. Domnule profesor, cum vă explicați, în virtutea experienței dumneavoastră enorme, această lipsă de interes față de tot ceea ce înseamnă domeniul educației? Această treabă ar trebui să mă proiecteze pe mine într-o zonă a politicului, în care cedez cu mare plăcere domnului Pălărie această completare sau... Nu mă interesează pe mine problema asta, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Eu i-am primit pe criminali în pușcărie,
Peter Bedei ăștia de vârstă de 16-17 ani în școlile de corecție, am investigat conflictele respective și am propus măsuri și le-am luat acolo când am fost competent. E o scuză, domnule profesor. Didactic, da, e o scuză faptul că profesorii sunt prost plătiți pentru halul în care au ajuns elevii în România? Asta este altceva. Modul în care mă întrebați acum mă face să vă răspund cu certitudine da. O plată care nu-mi dă satisfacție, nu mă duce într-o zonă de stimă de sine satisfăcută, care nu mă mobilizează pentru a accede, cum spunea domnul interlocutor, să fie coadă la porțile școlilor pentru a accede în învățământ ca învățător, este un motiv. Am spus-o de fiecare dată, salarizare decentă, respect pentru profesori, respect pentru cariera didactică, absolut necesară, de alături cu alte măsuri politice pe care să le ia politicienii. Da, iar în privința copiilor, domnule profesor, s-a vorbit în ultima vreme despre posibilitatea reintroducerii exmatriculării. Îi mai e frică vreunui elev din ziua de azi de exmatriculare care ajunge să aibă un astfel de derapaj? Ei, bine, eu sunt cadru didactic. Aici ne trebuie multă minte în cap și multă înțelepciune. Exmatricularea poate fi o atenționare și numai la acest nivel să rămână. Atenționare pe o săptămână, pe două săptămâni de exmatriculare. De faptul că minorul sau tânărul realizează că nu-l mai suportă colectivitatea pentru ceea ce a făcut. Dar exmatricularea pe an, asta trebuie să fie nebun la cap. Cum să exmatriculezi din școală sau să întrerupi cursul unei generații cu un an, auzi, să exmatriculezi? Noi niște vremelnici, niște profesori, consiliu și așa mai departe, exmatriculăm pe durata unui an. Cum să iei un an din viață? Ești nebun? Exmatriculări de acestea temporare, cu rol de atenționare severă, cu mutarea dintr-o clasă în alta sau dintr-o școală în alta, îmbrățișez cu cea mai mare plăcere, dar rejectez din toată ființa mea. Cum să-ți matriculez, mă, un an? Sunt și eu cadru didactic, am fost și eu pus în situația de a lua măsuri severe vis-a-vis de studenți care au avut abateri grave și așa mai departe. Ne-am oprit la exmatricularea pe durata unui an. Cum să-l oprești pe om din cursul generației lui? Da, vă mulțumesc foarte mult, psihologul criminalistul Dorel Butoi, senatorul USR Ștefan Pălărie. Azi e zi de mare sărbătoare. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe e unul dintre cei mai importanți sfinți din calendarul ortodox și e sărbătorit în fiecare an pe 23 aprilie. Supranumit și purtătorul de biruințe, el e considerat un zeu al vegetației, protector al naturii și al forțelor terestre române. Așadar, mulți sărbătoriți astăzi în țara noastră. Iată materialul. Dumnezeu cu luna biruinței tale, pe care roagă să mântuiască de stricăciune și de potrivit tradiției, capul familiei pune în dimineața zilei de Sfântul Gheorghe ramuri verzi la poartă, fereastră sau ușă pentru a feri gospodăria de forțele răului. Peste an, aceste ramuri se păstrează și se folosesc pe post de lac pentru tratarea diverselor boli. Obiceiul popular spune că este bine ca băieții tineri să caute în dimineața zilei de 23 aprilie iarba fiarelor pentru a fi puternici tot anul. În ziua de Sfântul Gheorghe, oamenii nu au voie să doarmă potrivit tradiției populare pentru că se crede că cei care dorm în această zi de sărbătoare vor fi somnoroși și leneși tot anul. Această sărbătoare este marcată cu cruce roșie, așadar nu se calcă rufe, nu se spală și nici nu se fac treburi casnice. În tradiția populară, Sfântul Gheorghe este cunoscut sub numele de San George. Este considerat a fi un zeu al vegetației, protector al naturii înverzite, al vitelor și al oilor, dar și al forțelor terestre române. Peste 900.000 de români își serbează onomastica cu ocazia Sfântului
Sfântului Gheorghe. Nume derivate sunt George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică, Gherghina, Ioiga, Iordache, cărora le urăm și noi la mulți ani. Românii care vor să se pensioneze anticipat pot cumpăra ani vechime. Vestea proastă e că pentru un an de vechime în plus ar trebui să scoată 9.000 de lei. Vechimea maximă cumpărată poate fi de 6 ani. Contribuția lunară pentru a cumpăra un an de vechime în muncă se calculează în funcție de salariul minim pe economie. Astfel, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, care a ajuns la 3.000 de lei, contribuția lunară la sistemul public de pensii a crescut cu 112, respectiv de la 638 de lei, cât era în 2022, la 750 de lei în anul 2023. Astfel, 750 de lei pe lună înmulțit cu 12 luni, ceea ce înseamnă că 9.000 de lei trebuie să plătească românii pentru un an de vechime în muncă. Pot alege să plătească toți banii odată sau să facă plata eșalonat după ce vor încheia un contract cu casa de pensii. Iar pentru 6 ani, românii vor trebui să plătească de 6 ori mai mult, deci 54.000 de lei. Pentru a se putea pensiona, bărbații care au ajuns la vârsta de pensionare trebuie să fie cotizat cel puțin 15 ani, stadiul complet de cotizare fiind de 35 de ani. În schimb, la femei, stadiul complet de cotizare este de 32 de ani. Toc B1 la final, ne pregătim însă de știrile prânzului. Ne spune ce vedem de la fix Dan Gabor. Bună ziua din nou, Dan. Bun regăsit, Andreea. În scurt timp la Jurnal vom afla ce se întâmplă acum cu atacatorul din București, individul care a înjunghiat un angajat al unui fast food. Avem informații de ultimă oră despre acest caz. Vom afla și care sunt ecourile ideii de comasare a județelor. Un specialist ne spune de ce nu poate fi pusă în practică prea devreme. În plus, apare un nou avertisment în ceea ce privește creșterea ratelor pentru români. Venim cu toate detaliile la Jurnalul Amiezii. Vă aștept! Vă urmărim de la fix. Noi ne revedem la ora 13 la Toc B1. O zi bună tuturor!